Minorii nu mai sunt condamnați la pedepse, ci numai la măsuri educative, privative sau neprivative de libertate restructurate radical. Așa prevede noile coduri penal și de procedură penală. O modificare majoră este introducerea răspunderii părinților, care poate duce chiar la decăderea acestora din drepturile părintești. Toate aceste aspecte privind delicvența juvenilă au fost discutate în direct la Dareghin TV cu avocatul Sorin Sabău. Dacă înainte o soluție dată de către parchet de neîncepere sau scoatere pentru faptele pe care minorul a săvârșit-o, nu mai atragea și răspunderea părintelui, acum atrage răspunderea părintelui. Deci părinții să știe că și aceia care își trimit copiii minori să săvârșească infracțiuni, chiar dacă copilul nu răspunde, va răspunde el. În opinia avocatului Reghinean, specializat în drept penal, codurile intrate în vigoare la 1 februarie reprezintă un progres în sancționarea faptelor săvârșite de infractori minori. Asta și dacă se ia în considerare forma de detenție care se practica înainte. Deci înainte, spre exemplu, minorii aveau acest regim de penitenciar. Nu întotdeauna exista posibilitatea selecției să pui minorul cu minor și să pui deoparte majorul în alte camere. Se întâmpla acest amestec și cred că acesta a fost și motivul pentru care foarte mulți minori nu s-au reeducat, ci au devenit, din nefericire, infractori profesioniști, pentru că acolo învață foarte multe chestiuni. Ei, cei care se află în detenție, își povestesc viața și modul în care au săvârșit o infracțiune. Legiuitorul a gândit măsurile de sancționare privind infracționalitatea juvenilă în scopul de reeducare a făptașilor și de reintegrare a acestora în societate. Minorul va putea să fie reeducat sau să execute pedeapsa printr-o formă de reeducare care chiar să aibă ca și țintă reintegrarea lui în societate. Minorii pot să învețe o meserie, pot să se ocupe acum de școală, pot să-și continue studiile în aceste centre speciale. Deci. Sorin Sabău mai spune că rămâne acum de văzut în ce măsură, pe timp îndelungat, prevederile noului cod penal vor schimba ceva în starea de infracționalitate, dar și la îndreptarea infractorilor mici.